Avem un invitat special, un invitat deosebit, un invitat deosebit, foarte talentat. Și se numește Constantin Lătăreț. Abia aștept să-l ascultați și să-l ascult și vorbim. Mă numesc Naiscatiu, poreclit de toți bețivu, cunoscut de cârciumari și de mari lăutari. Unii îmi spun sugativă, mâncalea și eu din colivă, mor dușmanii de necaz, că beau zilnic și sunt treaz. Hey! La viața mea am o damblă, să dau la toți, la toți să bea. La viața mea am o damblă, ca să-mi cânte muzica. La viața mea am o damblă, să dau la toți, la toți să bea. La viața mea am o damblă, ca să-mi cânte muzica. Iubesc prițul muzica, astea două-s viața mea. Pentru un pic de băutură dau și pâinea de la gură. Băutura-i viața mea, nu mă pot lăsa de ea. Am să beau, măi fraților, până o-i crăpa să mor. Hei! La viața mea am o damblă, ca să-mi cânte muzica. La viața mea am o damblă, să dau la toți, la toți să bea. La viața mea am o damblă, ca să-mi cânte muzica. La viața mea am o damblă, să dau la toți, la toți să bea. Toată viața am băut cu lăutarii de gând. Mi-a făcut clipe frumoase, chiar și Maria tănase. Cea mai bună cântăreață, care m-a distrat în viață, de m-a știut tot județul, e Maria Lătărețu. Hei! La viața mea am o damblă, să dau la toți, la toți să bea. La viața mea am o damblă, ca să-mi cânte muzica. La viața mea am o damblă, să dau la toți, la toți să bea. La viața mea am o damblă, ca să-mi cânte muzica. Apoi mi-a cântat Puceanca, Gabiluncă și Ciobanca, Siminică Dolănescu, până la Gică Petrescu. Mi-a cântat Marcel Budală, toți artiștii mari din țară, de la Lambru Fărâmiță până azi la Angheluță. Hei! La viața mea am o damblă, ca să-mi cânte muzica. La viața mea am o damblă, să dau la toți, la toți să bea. La viața mea am o damblă, ca să-mi cânte muzica. La viața mea am o damblă, să dau la toți, la toți să bea. Un moment deosebit, doamnelor și domnilor, Constantin Lătărețu, virtuos instrumentist și un lăutar de excepție. Dintr-un lăutar mai faci artist, să zic. Dintr-un artist lăutar, cred că povestea e cam complicată, nu? E adevărat. Mie îmi place tare mult să mi se spună lăutar, pentru că eu așa am crescut, între lăutare am crescut, venind o familie care, ăsta, să zicem așa, ăsta a fost pedigriul nostru, asta am știut să facem. Lătărețul ne duce cu gândul la Maria Lătărețu sau e doar o coincidență și de nume? Și sunt curioasă, Rareș, suntem... dacă le responsabilizează faptul că îl cheamă Lătărețu. Suntem rudă prin alianță cu Regina Cântăreață, ca să spun așa. Soțul dumneavoastră, Neatică Lătărețu, unchiul meu, căsătorit cu Maria Borcan, da, din Bălcești de Gorj,
care de fapt a furat-o, nu a cerut-o de soție de la părinți. Da, suntem rude prin alianță, asta prea puțin mai contează, important este că acest nume, cum am spus-o de fiecare dată, această povară dulce a mea, m-a obligat și cred că bunul Dumnezeu mi-a lăsat înțelepciune și un pic de har acolo ce a pus bunul Dumnezeu, ca să pot să duc cu mândrie și cu cinste acest nume. Nu este prima dată când îl ascult pe Constantin Lătărețu cântând, platourile de televiziunile și emisiunile de televiziune mi-au dat posibilitatea să mai fac asta, dar Constantin Lătărețu este un artist lăutar care știe cum se face spectacol atât în televiziune, cât și la o nuntă, cât și la o crâșmă și acolo unde omul are nevoie de astfel de muzică. Nu pleacă până nu ne spune câteva cuvinte despre festivalul Maria Tănase, unde ai obținut marele premiu. Ți-a schimbat destinul? Festivalul Maria Tănase a fost cel mai frumos cadou pe care putea să-l primească un tânăr, un copil, oricine, orice adolescent, pardon, când trece și el la 18 ani. Eu, chiar pe scena Mariei Tănase, împlineam 18 ani. Bunul Dumnezeu mi-a ajutat pe 6 septembrie, de ziua mea, când împlineam 18 ani, ajung la Festivalul Maria Tănase. Pe data de 8 septembrie am cântat de Sfânta Maria Mică și pe data de 09/09/1999 am câștigat marele premiu și trofeu. La momentul ăla nu conștientizam la ce jug m-am băgat, ce se va întâmpla cu mine de-a doua zi, dar am avut oameni dragi, oameni care m-au ajutat, ca doamna Elize Stan, care îi mulțumesc din suflet și a fost ca a doua mamă pentru mine și o prețuiesc și o iubesc, da? Mi-aduc aminte că inclusiv Iuliana Tudor a concurat în acea seară cu mine și i-a reușit să iau mențiune, dar uite că astea spuneam Iuliana în timp ce mă prezenta la peștera Marie Tănase. Uite, Iuliana, după 3 ani de zile eu cântă recital, iar tu prezinți acest festival. V-a purtat noroc festivalul, eu sunt adevărat convins că dacă ne punem la taclale avem ce vorbi. Vreau să mulțumesc fraților Pană. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și vreau să mulțumesc și fraților Pană și Tarafului pentru că sunt niște oameni extraordinari, niște profesioniști desăvârșiți, sărumna Georgiana, te iubești și te prețuiesc pentru tot ceea ce faci, tot respectul pentru toată lumea și numai bine la toată lumea. Să dea Dumnezeu să auzim doar de bine. Și dacă rămâi alături de noi acolo, sigur că da.